Călătoria unui grup de 10 cetățeni pakistanezi și indieni care încercau să intre ilegal în România din Ucraina a luat sfârșit la Botoșani. Cei 10 migranți intenționau să ajungă într-un stat din spațiul Schengen, însă pe direcția localității de frontieră Oroftiana, județul Botoșani, au fost observați cum se deplasau pe jos de către polițiștii de frontieră, care i-au condus la sediul poliției. Acum migranții sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat. În cadrul unei acțiuni specifice, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Daraban, județul Botoșeni, au identificat 10 cetățeni pakistanezi și indieni care încercau să intre ilegal în România din Ucraina. Persoanele în cauză nu vorbeau limba română și nu aveau asupra lor documente de identitate, fapt pentru care au fost conduse la sediul sectorului pentru cercetări. În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit că cei în cauză sunt 8 cetățeni pakistanezi și 2 indieni, toți bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care au încercat să treacă ilegal frontiera în România cu scopul de a ajunge într-un stat din spațiul Schengen. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, iar cele 10 persoane au fost preluate de autoritățile ucrainiene în vederea continuării cercetărilor în baza acordului de readmisie încheiat cu Ucraina. Astfel de acțiuni pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale sunt desfășurate de către polițiștii de frontieră zilnic la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași.